Bună ziua, din nou, iată, azi vă prezint. Aici avem un roi culegător care l-am făcut din două familii unite și el a făcut boci, vom vedea ce boci are. Și aici avem un înmulțitor ursul, la care am adăugat urdinișe și o să-l folosesc doar în 4 compartimente, fiindcă aceste roiuri care le nuclee, care le voi face, le voi folosi și în alte condiții. Voi vedea ce și cum. Deocamdată să vedem ce avem aici, ce fel de boci. Bineînțeles, sunt așa zise boci de salvare. Dar este o chestie care mulți nu știu. În momentul în care am făcut roiul cu legătură, acesta intrase în frigul eroitului. Asta înseamnă că e posibil să avem și boci de roire, nu neapărat de salvat. Și voi începe împărțirea acestui stup cu albina. Bineînțeles, aici sunt niște rame cu un pic de miere, le voi împărți la fiecare nucleu, îi dau și mâncare, dăm miere. Stați să vă arăt ce lucrez aici. Deci îndepărtesc îndurelile, le voi pune ulterior. El are 4 compartimente, așa l-am împărțit. Acum împart toată albina în astea 4 compartimente. Iau din stup și punem acolo rame cu mâncare. Acestea sunt rame cu mâncare în porți. Iată așa. Uităm și după eventuale boci, încă le voi selecta bocile. Lucrul cel mai important care o să-l vedeți este la sfârșit. Iată, aici avem o botcă. Este pe mijlocul ramii, iată aici. Încă nu este încheiată. Deci, punem la mijloc, fiindcă el are o botcă și punem această ramă la mijloc. O botcă care arată destul de bine. Iată o altă ramă cu botcă. Să
pentru niște iată aici, botca. Aceasta este încheiată, da. Ia uitați aici. Botca foarte frumoasă. Încheiată. Uitați și pe partea cealaltă. Deci aici avem o botcă foarte frumoasă și care e chestia, ar trebui să fie de salvare, teoretic, dar seamănă foarte mult cu cele de roire, foarte mari. Mulțumitor pentru ce îmi doresc eu, la nivelul meu de hobbyist, da? Căutăm că mai avem de populat încă două compartimente. Mai căutăm, am găsit două boci. Iată o ramă cu mâncare. Foarte bun. Iată o ramă cu mâncare bună de tot. Încerc să pun camera asta. Se vadă cât mai bine. Iată, am luat jumătate din strop. Așa cred că o să fie bine. Oricum vă arăt la sfârșit cam ce a rezultat. Da? Deci aici avem o ramă cu mâncare. Bineînțeles, o să așez un pic diferit ramele. Acum doar mă grăbesc să împac acest roi cu legător care a fost format. Așa. Iată. Luăm o altă ramă. Căutăm ramă cu botcă. Bineînțeles, dacă sunt niște boci care nu ne plac, o să selectăm pe cea mai mare. Ia să vedem ce avem aici. Avem câteva boci destul de frumoase, iar pe cele mai mici o să le distrug. Iată, acestea sunt mici. Nu las așa ceva. Aceasta e mică. Deci toate bocile mici eu le-am distrus de pe această ramă. Las pe aia. În normal, nu trebuie schimbată poziția la boci. Avem aici o botcă foarte sănătoasă, asta nu o las. Una în clădire și aici este una foarte mare. Nici asta nu o las.